Bună ziua, domnilor consilieri! Înainte de a începe ședința, vreau să vă anunț că aș vrea să retrag proiectul numărul 9, proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului cu privire la activitățile comerciale ce se desfășoară pe raza Comunei Crești, județul Bacău. Astăzi, pe ordinea de zi, avem aprobarea procesului verbal de la ședința ordinară a Consiliului Local din data de 10.02.2022, proiect de hotărâre privind modificarea și completarea HCL numărul 3, din 29.01.2021 cu privire la aprobarea pentru filmarea și difuzarea integrală prin servicii de înregistrare audio-video a ședințelor Consiliului Local Cleja și a evenimentelor culturale aprobate de Consiliul Local și organizate de Primăria Cleja. Proiect de hotărâre privind aprobarea valorii finale a obiectivului de investiții, reabilitare și modernizare teren de sport la școala numărul 1, sat Cleja, Comuna Cleja, județul Bacău, după finalizarea lucrărilor de execuție. Proiectul de hotărâre privind aprobarea valorii finale a obiectivului de investiții, reabilitare și modernizare teren de sport la școala numărul 2, Cleja, sat Cleja, Comuna Cleja, județul Bacău, după finalizarea lucrărilor de execuție. Proiect de hotărâre privind aprobarea valorii finale a obiectivului de investiții, reabilitarea și modernizarea teren de sport la școala gimnazială Somușca, în satul Somușca, Comuna Cleja, județul Bacău, după finalizarea lucrărilor de execuție. Proiect de hotărâre privind aprobarea valorii finale a obiectivului de investiții, reabilitare și modernizare teren de sport la școala numărul gimnazială Valea Mică, în satul Valea Mică, Comuna Cleja, județul Bacău, după finalizarea lucrărilor de execuție. Proiect de hotărâre privind aprobarea efectuării concediului de odihnă restante aferent anului 2021 de către primarul și viceprimarul Comunei Cleja în timpul anului 2022. Proiect de hotărâre privind emiterea unui acord de principiu cu privire la efectuarea unui schimb de terenuri. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție bugetară la 31.12.2021. Proiect de hotărâre privind trecerea în domeniul public, în domeniul privat al Comunei Cleja, a terenului situat în strada cooperativei numărul 1, în suprafața de 166 de metri pătrați, numărul cadastral 60.004. Proiect de hotărâre privind aprobarea necesității și oportunității realizării obiectivului de investiții extinderea sistemului inteligent de distribuție gaze naturale în satele Somușca și Valea Mică, Comuna Cleja, județul Bacău, în vederea depunerii cererii de finanțare a investiției prin Programul Național de Investiții Angel Salini. Proiect de hotărâre privind înființarea ansamblului folcloric Zdrăbuleanca și aprobarea regulamentului de organizare și desfășurare a activităților culturale artistice din cadrul ansamblului folcloric Zdrăbuleanca din Comuna Cleja, județul Bacău. Proiect de hotărâre privind aprobarea salariilor de bază pentru funcțiilor publice, pentru funcțiile publice și contractuale din familia ocupațională administrație din cadrul aparatului de specialitate al primarului Comunei Cleja, județul Bacău, pentru anul 2022. Pe ordinea de zi avem o suplimentare. Proiect de hotărâre privind aprobarea depunerii proiectului creșterea eficienței energetice și gestionarea inteligentă a energiei în școala gimnazială numărul 2 Cleja din Comuna Cleja, județul Bacău, în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență a României, componența 5, valul renovării, axa 2, operațiunea B1, renovarea integrală, consolidarea seismică și renovarea energetică moderată a clădirilor publice. Supunem la vot ordinea de zi. Așa este de adăugat înainte să intrăm pe ordinea de zi, dacă îmi permiteți. Da, vă rog. Doamna secretară, rugămintele dumneavoastră. De acum înainte aș dori la fiecare proiect să ne spuneți dacă avem aviz sau nu. Dacă e favorabil sau nefavorabil. Ca să pot să continui, ca să spun de ce proiectul 9 l-a retras domnul Ștot. Proiectul numărul 9 nu a primit aviz deloc din partea Comisiei Buget Finanțe pentru că nu respectă legea 52 privind transparența decizională. Ce spune legea asta? La proiectul 9 pe care era supus spre dezbatere, spune așa: aprobarea regulamentului cu privire la activitățile comerciale ce se desfășoară pe raza Comunei Cleja, județul Bacău. Bun. Acest regulament
trebuie supus 30 de zile dezbaterii publice. Să știe și oamenii care au magazine ce îi așteaptă. Pentru că nu îi așteaptă lucruri bune deloc. Și să vă spun și ce îi așteaptă. Conform noului regulament, sunt o serie de, de modificări care, după statistica mea făcută așa la o primă vedere, 90% din magazinele din Cleja nu le vor îndeplini. Și anume, act de proprietate pentru fiecare parte a clădirii. Șarpante, terase, domeniu public, domeniu privat, nu intru în detalii la fiecare parte. De aceea, eu rog toți comercianții ca să vină la o dezbatere publică, să organizați o dezbatere publică, pentru că mie personal, pentru spațiul care eu dețin în Comuna Cleja, mi s-au cerut aceste documente. Iar doamna Lenuța Ileana Benchea, i s-au făcut presiuni doamnei și eu am avut contact direct cu dumneaei și mi-au cerut o grămadă de acte pe care eu le-am îndeplinit. Printre actele pe care mi s-au cerut, mi s-au cerut inclusiv expertiză tehnică, mi s-a proiect DTAC și așa mai departe. Eu le-am pe toate. Din ce am văzut eu și ce informații am, o singură persoană mai are, o singură persoană juridică mai are în Comuna Cleja aceste documente. Ceilalți nu le îndeplinesc. Acum, dacă tot domnul primar Iștoc Petru a trimis controle cu dedicații politice, acum vor să dea vina pe Consiliul Local, spunându-le, domnule, cu mâna dumneavoastră scoate în castanele. Adică, Consiliul Local a hotărât cu regulamentul ăsta, îl îndepliniți oameni buni. Eu sper că 30 de zile va sta în dezbatere publică, eu sper să nu-l aprobați dumneavoastră, pentru că le faceți rău oamenilor din Comuna Cleja. Nu mie, mie nu mai aveți ce să-mi faceți. Eu mi-am făcut toate actele. M-au costat mulți bani, dar le-am făcut, că știam ce mă așteaptă, că așa e în politică. Dar ceilalți sunt mulți care nu le vor îndeplini. Eu cunosc persoane care au magazine în Cleja, care sunt făcute terasele pe domeniul public. Da? E, alea nu poate să îndeplinească niciodată autorizarea, domnișor. Știu că pe dumneavoastră nu vă interesează și observ treaba asta că nu vă interesează. Mi-a spus că, domnule, trebuie să intrăm în legalitate. Așa este, legea spune, dă voie, legea cadru dă voie. Problema este dacă tot dă voie legea. Legea este din 2019. Suntem în 2022. Adică puteam să o aplicăm mai repede. De aceea am să vă rog, de aia este scos din, de pe ordinea de zi acest proiect, pentru că nu îndeplinește normele legale, și anume legea 52. Da, vă mulțumesc frumos. Da, să punem la vot ordinea de zi. Cine este pentru? Împreună cu suplimentarea, da? Dar în primul rând cu suplimentarea care o avem la asta. Cine este pentru? Abține împotrivă nici. Dar trecem la punctul 1 din ordinea de zi. Aprobarea procesului verbal de la ședința ordinară a Consiliului Local din data de 10.02.2022. Supunem la vot cine este pentru? Împotrivă, abțineri? Abțineri, da? Punctul numărul 2. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea hotărârii Consiliului Local numărul 3 din 29.01.2021 cu privire la aprobarea pentru filmarea și difuzarea integrală prin servicii de înregistrare audio-video a ședințelor Consiliului Local Cleja și a evenimentelor culturale aprobate de Consiliul Local și organizate de Primăria Cleja. Da, pentru proiectul acesta de hotărâre avem avizile favorabile din partea celor trei comisii și avem un amendament din partea domnului consilier local Alexov, prin care solicită transmiterea live a ședințelor locale. Deci, supunem la vot amendamentul, trebuie supus la vot amendamentul. Nu, eu aș vrea aici să... pentru că este un proiect inițiat de mine. Eu cred că problema noastră este ca să avem aceste ședințe filmate și nu neapărat în direct. Pentru că dacă avem aceste în direct, ne costă foarte mult. 11 milioane ne-a făcut ofertă. Supunem la vot, cu dorit domnii vor la urs ca să plătim în direct și noi să vedem cine va fi de acord
să plătim banii ăștia sau să, nu, să mergem cum a fost înainte. Da, domnul... Să știți că amendamentul nu mi-aparține mie și nu este meritul meu. Da, dar nu este. Sugestia este din partea diasporei, care pleacă de Cavalera, a plecat din Cleja, care au cerut acest lucru. Deci, acest sfat și această dorință nu este a mea personală, este a diasporei care dorește live. Totuși aș încerca să sugerez să nu fim ipocriți. De ce spun treaba asta? În momentul în care vom vota pentru transmiterea live, care costă, mă rog, justificat sau nejustificat suma care a spus-o domnul primar, și o spun cu toată răspunderea ceea ce voi spune acum, ne agățăm de un motiv vag. Banii care trebuie dați suplimentar pentru filmarea live, pentru lățime de bandă, mă rog, chestii tehnice. Dar trebuie să aducă, nu e legat de subiect, dar pe undeva se atinge, din cauza greșelii făcute de dânsul, și dacă o să fie cazul o să intervin pe tema asta, primăria va trebui să plătească niște sute de milioane din urmă unor persoane care au fost date afară ilegal din primărie. Dacă îmi dați voi să termin ideea. Acum ne agățăm de 1000 de lei sau cât e filmarea live. Domnul Mărcuș, vă rog, vorbim la... Nu, tocmai asta am vrut să zic. E vorba de sumă. Eu am vrut să fac numai să înțeleagă imaginea de ansamblu. În momentul când trebuie să dăm sute de milioane pentru o greșeală, ne agățăm de cei 1000 de lei pentru filmarea online. Suntem ipocriți. Să fie cu iertare. Dacă să fie cu iertare. Discutăm și problema asta. Dacă vreți, ați adus în discuție. Da, okay. Deci, nu să fie niciodată cazul să dăm acele sute de milioane. Prima dată, acest colping, cum zice Petrică Codorin, a depus în nume propriu. În nume propriu, tu nu poți să vie în nume propriu că l-a dat pe la afară. El trebuie să facă cererea în numele celui care este, care a fost dat afară. N-a fost admisă cererea în instanță. După care s-a dus la o instanță judecătorească inferioară, cele unde se judecă procesul, mai precis la judecătorie. Aceste procese și n-a fost acceptată, n-a fost admisă cererea de chemare în judecat nici atunci, pentru că era la judecătorie. Ea trebuia la tribunalul Bacău. În condițiile când o depus la tribunal, instanța a acceptat cererea de chemare în judecată și a suspendat practic proiectul de hotărâre. Dar nu m-a acceptat cererea pentru judecată. De acum urmează cererea, urmează judecata. Deci nu s-a câștigat, să nu vă speriați, nu e nicio problemă, nu va termina, primăria nu va plăti aceste sume. Așa că mai este cale lungă până atunci, aveți un pic răbdare. Da, domnul... Eu aș vrea să-l întreb pe domnul Ungureanu, că tot este aici, s-a nimerit să fie aici și mulțumesc frumos că este aici, s-a nimerit aici cu proiectul ăsta. Da. Domnul Gureanu, am o rugăminte. Eu am aflat o informație de la un angajat de-al dumneavoastră. Vă rog să nu discutăm. Nu, că nu e nicio problemă. Spuneți-mi, vă rog frumos, când opriți dumneavoastră filmarea, pe subiect, când opriți dumneavoastră filmarea de ședință? Aveți de da, vă pot. Vă mulțumesc. Când președintele de ședință spune ședința s-a încheiat. Vă mulțumesc foarte mult. Mulțumesc frumos. Asta. Alte discuții pe acest subiect? Eu vreau să pun o întrebare, da. Da, vă rog. Am văzut la articolul 3, zice așa, ședințele ordinare 670, ședințele extraordinare de îndată, maxim 335. Păi dacă tot nu facem ședința online, pentru ce să mai luăm bani pentru extraordinar de îndată? N-are rost. Oricum se dublează prețul la ședința ordinară. Păi haideți să o luăm așa atunci. Nu facem online, nu dăm live, dar aprobăm să se mai vină, să se mai filmeze și ședințele extraordinare. Nu, adică dumneavoastră spuneți acum că ar fi bine să facem, să aluăm live-ul și să nu mai filmăm extraordinar. Da, uitați-vă, la ședințele ordinare ne cere maxim 670 de lei fără TVA și la ședințele extraordinare maxim 335 de lei fără TVA. Deci eu chiar nu înțeleg nimic. De aceeași chestie. Este aceeași chestie, aceeași sumă de acolo, așa. Ori că facem live, ori că mergem pe proiectul de hotărâre, suma este aceeași.
dacă vreți, facem o singură filmare la ședința ordinară. Sunt de acord. Da. Nu pot să înțeleg de ce e reticent. Băi, chiar nu pot să înțeleg reticent. Ideea este că... Nu, e de acord. Nu e de acord. Nu e live. Ba da, putem... Ba da, a spus că live. A zis live. A spus live. Deci dacă nu dăm banii aceștia... Auziți, haideți să-i mai... Domnul Muream aici. Vă rog. Da. Deci, noi vreau să vă spun încă de la bun început că noi nu ne-am dorit să luăm o sumă mai mare de la dumneavoastră, pentru că știm cât de greu se câștigă banii și se aduc la bugetul local. Noi filmăm în 64 de OAT-uri în județul Bacău. Este prima situație în care ni se cere prin contract să filmăm și ședințele extraordinare. Noi filmăm în 64 de OAT-uri ședințele ordinare. Pentru că la ședințele de îndată sau ședințe extraordinare, prin natura lor și prin cuvântul pe care îl spun, ele se fac de îndată. E posibil ca noi, nefiind informați cu 3 zile înainte, să nu avem timpul efectiv și noi vrem, suntem o firmă serioasă, vrem să fim punctuali. Ei, asta nu înseamnă că nu putem dedica și cerințele dumneavoastră. Asta înseamnă să vă coste mai mult. Nu vrem să vă luăm mai mulți bani. Oferta noastră inițială a fost și imediat devenit. A fost să mergem, cum mergem la toate oameni? Cu 670 de lei, filmarea normală, fără live. Că vreau să vă spun și o problemă cu live-ul. Aici eu nu pot să, când o să semnăm contractul, nu pot să-mi asum că toate ședințele vor ieși impecabil. Pentru că aveți semnalul foarte slab aici. Și pot apărea defecțiuni de care eu nu pot răspunde. Dacă internetul nu lucrează corespunzător, eu, în schimb, pot în 12 ore să pun filmarea pe care am luat-o, să o dau cât pot de repede. Dar nici nu vreau să fie discuții în Consiliul Cazului. Domnul Bureanu a spus că dați live și avem o problemă cu imaginea, cu calitatea, cu internetul, se mai întrerupe. Știți foarte bine, avem toți telefoane mobile. Dar, dacă doriți într-adevăr și live, am făcut o oferă. Domnul ar fi ca principiu jumătate din sumă pentru ceea ce se dă suplimentar. Sau dacă este o ședință extraordinară. După dumneavoastră veți confirma în funcție de oferta pe care v-am făcut-o noi. Și dacă facem, filmăm ședințe extraordinare, tot la jumătate de vreme. Noi n-am apreciat să luăm aceeași sumă, dacă e o ședință mai scurtă, să venim pentru două puncte de pe ordinea de zi, vă luăm aceeași bani. Deci atât din partea noastră există deschidere pentru orice variantă pe care dumneavoastră ca și Consiliul Local o veți stabili. Noi nu avem niciun fel de probleme, dar sfatul meu ar fi să țineți cont de internetul care merge destul de prost aici în Cleja și doi, că puneți o cheltuială în plus pe bugetul local pe care noi nu ne dorim. În mod normal, fiecare vrea să câștige bani. Noi nu vrem să avem suficiente OAT-uri și putem merge pe oricare din variante. Atât am avut. Eu aș vrea să vă întreb pe domnul Mugurea. Dacă noi aprobăm acum ca toate ședințele să fie filmate live, putem întâlni situația că nu putem avea ședința pentru că dumneavoastră sunteți ocupată în ziua respectivă? Dacă nu sunt anunțat în timp util, se poate întâmpla o chestie de genul ăsta. Pentru că vă dați seama, dacă dumneavoastră faceți într-o oră fizic, eu pot ajunge într-o oră... Scuzele de rigoare, domnul Ungureanu, nu cred că la OAT Cleja s-a întâmplat să se facă ședințele la o oră la alta. Am pus o probabilitate. Ședințele de data au fost a doua zi. Da. Niciodată nu fost de la o oră la altă. Doamne, eu sunt dator să vă spun condițiile ca să fiu corect cu dumneavoastră. Nu v-am venit să vă mint aici. E posibil să... Cazul de față vi s-a sugerat un răspuns din start. Deci, cazul de față, domnul primar, v-a sugerat un răspuns indirect. Deja prin natura întrebării... trebuie să răspund? Nu. Eu vă zic, nu sunt nevina dumneavoastră. Deci, încă o dată, eu vă spun, ce veți hotărâ dumneavoastră, că de aia sunteți Consiliul Local, noi ne conformăm și venim cu mult drag la dumneavoastră și facem cât putem să fie lucrurile mai bune. Deci, totul este la latitudinea dumneavoastră. Aveți toate variantele pe masă, aveți toate ofertele noastre și normal. Păi și nu, ideea este că nu avem ofertele dumneavoastră, dar avem proiectul de hotărâre, atât avem. Păi cum este proiectul? Citiți-l și... Dar l-am citit, domnule Iubunea. Dar oferte dumneavoastră nu apare aici proiect. Împotrivă, încă o dată vă spun. Cum l-ați redactat, așa l-aveți. Eu nu mă... N-am dreptul să mă implic în niciun fel de documente, niciun fel de... Nici măcar nu am voie să intervin. Nu permite legea să pun presiune pe un Consiliu Local. Faceți așa sau... Cum hotărâți dumneavoastră? Așa va fi. Și sunt deschis. Domnul Gheartimor. Da, vreau să-i adresez și eu o întrebare, domnul. Vă rog. Asta parte tehnică. Da.
având în vedere că ne spuneți că pot interveni probleme tehnice și așa mai departe. Eu doar vă întreb, nu mă pricep. În 12 ore pun materialul că noi și filmăm. Asta zic, dacă nu se poate face transmisia live, nu se poate filma cu o altă cameră sau cu aceeași cameră. Noi avem cea mai formată cameră din județul Bacău. Doar vă întreb. Cu altceva... Ca să nu priem suspiciuni sau altceva. Noi nu dăm cu telefonul mobil, uitați-vă. Noi avem o instalație satelitară prin care dăm. Dar încă o dată, totul depinde de internet. Ok, întrebarea mea era, se poate filma și cu o altă cameră în afară de acea cameră care transmite live? Nu, nu. Cu a doua cameră? Prima. Poate întâmplă nicio problemă. Cu o cameră înseamnă doi oameni, înseamnă cheltuieli, înseamnă... Încă o dată, eu v-am spus, haideți să încercăm să nu cheltuim bani. Cred că am vrut să vă întreb dacă nu se transmite live. Rămâne filmată cameră. Cum rămâne filmarea? Păi asta am spus eu în 12 ori, vă pun materialul. Haideți să vedem ce dică. Noi, dacă reușim, câteva ori îl dăm pe post și îl dă asta. Adică, oricum, dacă e o problemă tehnică, eu în 12 ore vi l-am pus oricum pe internet. Deci materialul rămâne și filmat, nu doar live. Să știți, într-adevăr, o capcană, că unii ar putea spune, doamne, l-am dat live, nu mai am treabă. Nu! Noi punem și materialul la calitate 4K. Haideți să trecem la... Da. Atunci haideți, facem așa, supunem la vot live și cu 670 sau cât scrie acolo pentru 670. Ambele variante. Ambele variante. Dar ce să mai ne punem ambele variante? Cine e pentru live? Da. Supunem la vot cine este pentru? Toată lumea. Da, toată lumea. Deci amendamentul material, da? Da. Dar eu mai am o nelămurire, va fi live pentru, și pentru extraordinare sau doar pentru ordinare? Doar pentru ordinare. Extraordinare vor fi înregistrate și vor fi date. Da. În maxim 12 ore. Haideți să trecem la punctul 3, dacă nu mai sunt discuții pe proiect de hotărâre privind aprobarea valorii finale a obiectivului de investiții, reabilitare și modernizare teren de sport la școala numărul 1 Cleja, sat Cleja, comuna Cleja, județul Bacău. Deci aici avem 4 puncte care sunt pe același. Eu zic să ne împachetăm ca să nu mai... Da. Așa. Le mai citesc, nu le mai citesc. Haideți să supunem la... Sunt cele patru. Care au fost finalizate. Anul trecut. Anul trecut. Eram noi consilieri? Da. Eu vă întreb? E bine să vă întreb. Sunt discuții pe acest subiect? Eu vreau să întreb. A, vă rog, doamna. Doamna Șuștea, cum sunt economistă și nu înțeleg, aș dori să-mi spuneți și mie diferența de ce este între proiect și anexă, diferența aceea de 6-7.000 de lei. La care e vorba? La primul, de exemplu, la cea din școala numărul 2 Cleja. În proiect apare 261.938, iar în deviză apare 224.077. Da, anexa la HCL 18 din 1602-2002. Da, și deviza apare altă sumă. Nu, apare 261.938.02. Înseamnă că deși... Vă rog să vă uitați la total general, iar de desubt este din care ce plusesc. Total general, din care ce plusim, 224.078. Da, și total general este 261, nu? Nu. Haideți să vă uitați pe devinita asta. Uitați-vă, eu de asta am rămas surprinsă. Serbs de vină. Nu, 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 da. Toate patru. Toate patru, cum am stabilit, da. Cine este pentru? Abținere împotrivă? Abținere. Abținere. Trecem la punctul 7 din ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind aprobarea efectuării concediului de odihnă restant aferent anului 2021
de către primarul și viceprimarul Comunei Cleja în timpul anului 2022. Discute pe aceea. Domnul Carol. Pe mine mă amuză proiectul ăsta, pe cuvântul meu. Deci avem proiectul 7 cu concediu de odihnă și mai avem proiectul 14 cu salariile de bază. Avem salarii și concedii la pachet. Doamna secretară, o rugăminte la dumneavoastră. Eu știu că concediile de odihnă sunt reglementate de codul muncii și de codul administrativ. Se efectuează anual. Se efectuează cine anual. Nu efectuează în acel an, se considerăm un pro bono din partea celor care nu l-au luat, că și-au dorit foarte mult ca să lucreze pentru comunitatea noastră fără să ia concedii. Anul ăsta, dacă se simt mai obosiți, o să iei concediu pe anul ăsta. Numai că legiuitorul nu acordă acest pro bono și reglementează prin document, prin hotărâre. Eu, ca și consilier, vă spun sincer că dacă tot nu l-au luat și i-au plăcut, le-a plăcut domnilor demnitari să stea în comunitatea noastră, să muncească atât de mult și frumos, haideți să-i lăsăm să iei numai pentru anul ăsta, să le dăm numai bani. Dacă sunteți mai presus de lege, poate să nu suntem mai presus de lege, dincolo de glume. Nu, problema este că este cadrul legislativ obligatoriu. Zi de zi ai desemnat hârtie, ai desemnat acte. Dacă nu ești oficial în concediu, n-ai cum să... Actele alea trebuie semnate tot timpul. Am văzut că dumneavoastră m-am uitat pe hârtie, dumneavoastră nu v-ați luat aproape deloc concediu. Da. Pe când ești alții pe... și l-au luat. Adică, eu nu am să mă abțin, nu. Nu pot să, da. Nu pot să discut despre concediul dumneavoastră dacă a fost bine că nu l-ați luat. Domnul primar al municipiului Bacău, dar la fel, să știți. El să procedeze, fiecare. Acolo nu se vede. Acum nu știu dacă, nu știu dacă PNL-ul a fost de acord cu domnul primar, că acolo, da. Acolo e invers. A fost de acord, să știți, s-a aprobat. Da, dacă e votăm, s-a aprobat. Domnul Joca, ce părere? Dar putea să ia bani și nu mai ia zile. Exact. Ai așa ambițios. Ia bani. Nu reglementează. Nu reglementează. N-ai voie. Ascultă-mă. Crede-mă că... Eu am încetarea mandatului, dar nu... Hai să citim articolul de lege ca să nu ne apucăm cu... Alte lucruri pe acest subiect? Haideți să supunem la vot. Cine este pentru? Gata, ce nu și pe anul trecut și pe anul ăsta. Da, vreau să-și ia concediu de tot. Pentru la anul, ca să fie sigur. Hai, faci mare. Domnul Carlo, vă rog frumos, că vreți să vorbiți. Vă dau o voie, dar... Îmi cer scuze. Deci cine este pentru? Cine este pentru? Abținere împotrivă? Nu, nu ne-am băgat în... Este fiecare... Nu n-am putut să ne băgăm în votul ăsta. Adică nici nu putem spune că da, nici nu. Nu știi cât am văzut de mult, domnul Mișto. Ok. Mai dezvalt. Nu v-ați înscris acum. Puteți spune și unde am fost, dacă sunt. Proiect de hotărâre privind emiterea unui acord... Nu bani? Nu permit. Domnul Gherfi, o să vorbiți la diverse, dacă vreți să discutăm de Dubai. Proiect de hotărâre privind emiterea unui acord de principiu cu privire la efectuarea unui schimb de teren. Da, știți problema cu terenul. A venit Mistoc Valentin și ați discutat că doriți că sunteți de acord. Da, supunem la vot. Cine este pentru? Abținem împotrivă? Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție bugetară la 31.12.2022. 2021, da. 2021. Discutăm pe acest subiect? Nu. Supunem la vot. Cine este pentru? Abținere împotrivă? Da. Proiect de hotărâre privind trecerea în domeniul public, din domeniul public în domeniul privat al Comunei Cleja, terenului situat în strada cooperativei numărul 1, în suprafață de 166 de metri, numărul cadastral 60004. Deci, cum știți, este magazinul de la Somușca, are 160 de metri pătrați terenul ăla. Omul plătește concesiune ce plătește, ca să a solicitat ca să vindem teren, să cumpere acel teren. Pentru ca să poți să vinzi, trebuie din domeniul, el este situat în domeniul public acum, ca să poți să-l vinzi, trebuie să-l introduci în domeniul privat
ceea ce facem acolo să aprobăm, după care venim în fața dumneavoastră și aprobați vă dacă sunteți de acord să omul să aibă casa pe terenul lui, ca să spun așa. Asta e magazinul Petrică, nu? Magazinul lui Petrică. Să facem un raport de evaluare, se va stabili un preț de piață. Da, o să fac un raport de evaluare, se face conform legislației în vigoare, deci nu. Alte discuții? Nu. Da, le supunem la vot. Cine este pentru? Abținere împotrivă? Proiect de hotărâre privind aprobarea necesității și oportunității realizării obiectivului de investiții, extinderea sistemului inteligent de distribuție gaze naturale. Domnul Lasă, vă rog să tăceți din gură. Mulțumesc. Extinderea sistemului inteligent de distribuție gaze naturale în satele Somușca și Valea Mică, Comuna Cleja, Județul Bacău, în vederea depunerii cereri de finanțare a investiției din Programul Național de Investiții Angel Salini. Precum știți și de anii trecuți, o parte din Valea Mică am avut proiectul care este eligibil aproape în totalitate, dar a rămas ultima parte, mai vreo 2 km pe capătul satului. Și acum, dacă avem posibilitatea de a obține finanțare pe Angel Salini, am inclus inclusiv toate străduțele, toate străduțele din Somușca și cu bucata aia din Valea Mică și vrem să terminăm și cu gazul în toată comuna. Asta este. Alte discuții pe acest subiect? Când vor avea oamenii din Valea Mică gaz? Acum suntem, chiar ca să spun ziua, nu știu, suntem în faza în care semnăm contractul pentru execuția lucrărilor de la strada principală și inclusiv izlazului Cernat și până la vreo 300-400 de metri înspre Valea Mică. Să sperăm că semnăm cât de curând. Iar aici așa depunem și vedem când se aprobă, când obținem finanțarea, când dă drumul. Alte discuții? Haideți să supunem la da, domnul... Dacă ați votat și proiectele anterioare, vă rog să votați și acest proiect. Vezi că numele... Da, nu știu de acolo. Haideți să supunem la vot. Cine este pentru? Cu precizare, acest proiect prevede întocmirea unei documentații pe care noi o vom depune pe Angel Salini. Dacă va fi validată pe Angel Salini, atunci vom întocmi studiul de fezabilitate, proiect și rețeaua. Cert este realizarea proiectului care s-a aprobat pe Valea Mică. Atât este cert și așteptăm acolo contractul de finanțare și recalcularea valorii eficiente și ineficiente. Iar dacă nu va trece prin programul Angel Salini, vom găsi o altă nu, facem din banii noștri. Vom găsi o altă vrem să precizăm clar despre ce este vorba. Ca să încercăm întâi cu Angel Salini, după care venim cu banii noștri. Din câte am văzut, este și pe PNRR-ul pentru gaze naturale. Este și pe PNRR-ul de gaze naturale, dar nu este deschisă. PNRR-ul a deschis doar consolidarea clădirilor cu risc seismic și eficiență energetică. Gazul nu este deschis pe PNRR. Proiect de hotărâre privind înființarea ansamblului folcloric Drăbuleanca și aprobarea regulamentului de organizare și desfășurare a activităților culturale artistice din cadrul ansamblului folcloric Drăbuleanca din Comuna Cleja, Județul Bacău. Până acum am funcționat prin peste servicii, deci venea cineva de moc în speță și pe asociația lui făcea acest serviciu, ne făcea nou. Faptul că tot timpul trebuie să meargă, când pleacă în competiții și nefiind societatea noastră, noi nu puteam să acordăm bani pentru finanțarea acestor activități, adică extra pregătire și să meargă în competiții. Acum, dacă este asociația noastră, prin aprobarea din Consiliul Local, oricând vor să plece într-o competiție, venim în fața dumneavoastră și fiind asociația noastră, aprobăm sumele care sunt necesare. Cred că asta este cel mai mare avantaj dacă avem... profesor? Cum? Profesor? Profesor, o să fie dămoc, o să fie... Tot el o să fie în situația asta. Numai...
partea de formație să fie a primăriei. Da, domnul Morcuș. Aș avea o întrebare pentru domnul primar. Ați spus că profesor va fi tot domnul Dămoc. Vă susțineți în continuare afirmația asta? Sigur că da. Mulțumesc. Dar nici nu s-a pus problema. Și mie, dacă dați voi, aș vrea să pun o întrebare. Ziceți așa că înființarea ansamblului folcloric Drăbuleană. Eu am niște liste din 2021 în care apar copiii care au plecat cu ansamblul Drăbuleană, s-au dus la cursuri în oraș. Nu înțeleg acest lucru. De ce s-au dus la cursuri? Nu. Eu vreau să zic așa, dacă dumneavoastră cere să înființați ansamblul folcloric Drăbuleană, cum au mers copiii în 2021 cu ansamblul Drăbuleanca la cursuri la ansamblul Drăbuleanca nu există pe hârtie. Există doar ansamblul Drăbuleanca. Asemnate de domn primar, asemnate de profesor. Deci nu avem constituit. De asta v-am întrebat. Cum mai faceți acum? Ascultați-mă un pic. Ansamblul Drăbuleanca a fost dat acest nume pentru că avem noi dansul Drăbuleanca. Dar ea n-a fost legalizată, n-a fost la primărie, pur și simplu Drăbuleanca. Spuneai că Drăbuleanca, că din Cleșa. Eu v-am întrebat, pentru că sunt liste nominale cu ansamblul Drăbuleanca care au participat la ore și este înființarea ansamblului Drăbuleanca care legal... în 2020. Vrem ca acest ansamblu să aparțină. Putem explica exact Consiliul Local Cleșa. Deci peste tot se spune ansamblul Drăbuleanca. I-am solicitat domnului Dămoc, dați-mi și mie un act de constituire, un document în care este înființat acest ansamblu Drăbuleanca. Toată ziua vorbim de Drăbuleanca și nu avem niciun document. Și a spus că nu există. Cum să nu există? Nu există. Ei, atunci hai să-l înființăm, să-i dăm forma legală ca să putem finanța participarea copiilor la spectacole, la festivaluri, să putem funcționa legal. Și am luat inițiativa să facem ansamblu Drăbuleanca, să-l aprobăm în Consiliul Local, să-i aprobăm un regulament, pentru ca acești copii care vin și se pregătesc aici să depună un dosar, să aibă niște obligații, să aibă niște datorii, să aibă niște avantaje. Eu v-am întrebat de ce faceți acum înființarea, dacă pentru că în actele care erau, nu este așa, listă nominală copii ansamblu Drăbuleanca. Pentru că în momentul când venea Curtea de Cont, Doamne, uitați, tot se găseau tot felul de formule, că venea cine, adică tot timpul eram într-o zonă gri, ca să spun. Și știți de ce v-am întrebat acest lucru? Pentru că lumea se întreabă, dar stai domnule, că noi avem ansamblu Drăbuleanca, de ce mai înființați? Dar nu l-avem. Dar unde l-avem? De asta v-am zis ca să spune acest lucru, ca să lumea să știe. Dar nu puteam să mergem așa până la nesfârșit. Am răpunut, am două, facem ansamblu Drăbuleanca pe hârtie, formă legală. Și aș dori să rectificați, domnul primar, că ați zis că nu puteați să finanțați. Știți foarte bine, anii precedenți, pe baza proiectelor depuse, se finanța aceste... Nu, problema este că finanțarea trebuie să... Și plățile făcute către profesori. Da, dar finanțarea o faci la aprobarea bugetului. Trebuie să vin cu proiectul. La un moment dat apare în mijlocul verii un concurs, o competiție. Și nu mai ai cum, pentru că tu deja ai depus proiectul, n-ai depus pentru... competiția respectivă și nu poți să treci. Așa, dacă ansamblul este al primăriei, la orice oră venim în fața Consiliului și fără, nu trebuie să mai dai pe 350. Pur și simplu aprobăm plecarea ansamblului la iar implementarea lui 350 durează destul de mult. Că se depune proiectul, se publică în Monitor Oficial, trebuie să ia acolo 30 de zile pentru depunerea proiectelor, trebuie să mai acolo încă 30 de zile pentru evaluarea proiectelor, trebuie să mai acolo încă 15 zile pentru publicarea în Monitor Oficial și până se face o adjudecare pe legea 350, să știți că se duce și festival, se duce și cum. Și am pățit și anul trecut, am pățit. Păi dacă tot vreți să faceți ansamblul acesta, trebuie să vă gândiți, vă dați puțin, încă un pic și gata. Dacă tot v-ați gândit să faceți ansamblul folcloric Drăbuleanca, trebuia să vă gândiți și pentru alte. Pentru sport trebuie să aprobi un club sportiv. Să poți. Să vă gândiți. Nu pot într-un ansamblu să bagi karate. Club sportiv putea să se denumească, dansul putea să fie
ați judecat și în cadru. Dar putem face și acel lucru. Să vedeți ce ne dă voie. Doamnă, găseați dumneavoastră o modalitate. Eu nu pot să găsesc o formulă să fac într-un ansamblu club sportiv. Dar putem face și un club sportiv. Dar totuși faci pentru Drăbunea, ca să se facă și pentru copii. Păi vom face și pentru sport. Se poate face și pentru clubul copilor. Și cluburile respective intră mai multe ramuri în club. Se poate face, doamnă. Vă rog, mie să știți că îmi place foarte mult politica și am lăsat să vorbiți toată lumea. Să știți că l-am sunat pe domnul Dămoc. Da? Am vorbit cu domnul Dămoc și l-am întrebat: domnul Dămoc, spuneți-mi și mie, vă rog frumos, este necesar să înființăm acest ansamblu Zdrăbuleanca care să aibă personalitate juridică? Nu are. Dar nu are personalitate juridică. Nu are personalitate juridică. Deci, fără personalitate juridică, adică faceți o fel de ONG. Nu, este nimic. Este al primului. Și a spus, este necesar. Este necesar să faceți treaba asta? Cum vreți să vă votăm în Consiliu, domnul Dămoc? Și a spus așa: votați împotrivă. Da, ansamblu Zdrăbuleanca, numele de Zdrăbuleanca, cum a zis domnul Iștoc, este un dans. Noi avem personalitate juridică deja, care se cheamă Vatra Satului. Eu vin la dumneavoastră în comună de pe timpul domnului Joca Ivon. Are dumnealui. Ascultați-mă să-mi termin ideea. Eu vin aici de pe timpul lui domnul Joca Ion și de fiecare dată am venit, am eliberat factură, eliberez, fac ore cu copii și așa mai departe. Iar de ce să nu mergem în continuare cu lucrul ăsta, că este mult mai convenabil, pentru că este mai bine să plătiți cât munciți. Și am zis: domnul, eu nu prea știu cu dansurile astea și nu știu ce vreți să faceți. Ci că acum, făcând ansamblul ăsta, la începutul anului se va face buget care se va duce către ansamblul ăsta Zdrăbuleanca. Care profesorul care va fi, și mi-a dat așa niște îndoieli că s-ar putea să nu mai fie, va face orele sau nu se va face orele? Și a spus: domnul Dămoc, spuneți-mi și mie, vă rog frumos, ce performanțe ați avut la Cleja? Și mi-a zis că avem fată care este la conservator, avem un grup foarte mare de copii care sunt dansatori și m-au ocupat foarte serios. De când nu am mai ocupat eu și a fost dusul la un alt profesor cu microbuzul la Bacău, ba s-a făcut ora, ba nu s-a făcut ora. Pe data de 8 martie au vrut să organizeze la Cleja cu copiii din ansamblu Viitor Zdrăbuleanca, dacă dumneavoastră o să fiți de acord, un program și nu puteau să-l pună decât la Căminul Cultural din Somușca, care nu s-a putut desfășura pentru că este închiriat sălii de fitness. Și nu mai a putut avea loc acest eveniment. Bun. Ca și concluzie. Mi-a zis așa: fosta lege a început să-mi spună despre ce e vorba, nu este necesar să facem treaba asta, el se va ocupa fără treaba asta, nu are rost să cheltuiți banii, să faceți buget. Fără bani. Nu fără bani, a zis că va elibera. Dar încă o dată, stați o secundă, domnul Ger. Nu, Dămoc este profesor de muzică, nu știe legislație. Dar eu în momentul când i-am spus, după ce m-a sunat pe mine și am spus: uite, domnule, ce vreau. Pentru că acum 2 ani a pierdut la Constanța. N-a putut să meargă pentru că nu am reușit să facem hotărâri cu 350. Pentru că durează. Și el, dacă mă anunță în mai că vrea să meargă la Mamaia sau la Constanța, unde merge, el nu mai are timpul fizic. Dar făcând acest ansamblu noi, de pe o lună pe alta poți aproba ceva. Asta este. Eu când i-am explicat lui: da, domnule, ai dreptate, așa îmi convine, zice. Asta este problema. Ca să-i răspundem, domnul, dați-mi voie să vă răspund. La toate comunele unde funcționează ansamblu și se fac cheltuieli pe servicii, pe prestare servicii muzică, canto și dansuri, există ansamblu înființat, forma legală. Tamaș, Sascut, Măgura, haideți să verificăm. În al doilea rând, copiii care au fost duși la Bacău pentru dansuri, erau puțini aici, s-au dus la ansamblu Bobocu pentru a-i pregăti să participe la festivalul.
În al treilea rând, nu s-a adus niciun copil la alt profesor care să-l învețe să cânte. Sau tot domnul Dămoc este pe servicii, prestări servicii muzicale. Iar da? Și numai o secundă ca să... Ca deci, să... în 8 martie, și să mai precizăm, nu avem la acest moment niciun contract de închiriere pentru fitness la Căminul Cultural Somușca. Deci asta este tot ce pot să vă spun. Iar reglementarea cheltuielilor și modalitatea de organizare a serviciilor culturale care se înregistrează în Comuna Cleja nu este atributul unui domn profesor care va presta servicii de muzică canto. Este atributul dumneavoastră să organizați participarea copiilor la festivalul. A fost în această lună, a fost festivalul la Târgu Ocna. Nu s-a dus nimeni de la Cleja, nu s-a dus niciun copil, s-au acordat premii, nu s-a dus nimeni. De ce? Nu a fost niciun interes ca să-i ducă cineva. De ce dorim? Da. Dorim un responsabil pentru acest ansamblu. Nu a fost niciun interes pentru că nu i-ați prelungit contractul. Nu putem prelungi prestări servicii de muzică canto atâta timp cât nu avem reglementat. Da? Nu este utilitate publică. Prelungirea se face pe utilități publice. Fiecare da? An bugetar se închide pe 31 ianuarie. Mie îmi place că domnul Dămoc își face lobby printre dumneavoastră. Dar chiar îmi place. Dar aș vrea să-și facă da. Lobby da. La... Nu, nu, ar vrea să-și facă lobby. Problema legală e a noastră. Nu e problema lui. Am înțeles. Și mai e o chestie. Cu dansurile, cum a fost? Sau ce, s-a certat? Biciuș că n-a mai vrut să facă. El a avut o chestie. Nu e o treaba lui ce face. Dar la un moment dat Biciuș că n-a mai vrut. Și atunci, și după aceea, iar a revenit că iar ar vrea biciușcă. A fost o chestie de el. El a stricat toată treaba aici la noi. Domnișoara Ștefania, vă rog. Știu că anul trecut am avut acea discuție pe proiectul cu copii care trebuia să plece la nu știu ce campionat de karate. Proiectul a fost supus în consiliul local, a fost atribuire directă și s-a rezolvat astfel încât copii să ajungă la campionat. În același fel, am putea proceda și când avem... Nu, a fost deci, ce ne spuneți dumneavoastră, anul trecut am fost în alertă și în perioada de COVID, da? Nu se știa exact că se organizează, că nu se organizează, da? Și am venit, a venit domnul profesor, a făcut referat, a făcut tot felul de demersuri ca să le aprobăm să participe, da, chiar dacă nu s-a desfășurat 350. A fost o sumă foarte, deci o sumă mică i s-a dat. A avut proiect, a depus un proiect. Da, exact, da. Un proiect, nu. Dar nu a mers pe 350. Am mers nimeni de 350. Anul acesta nu a mers. Păi a fost perioada de COVID, perioada de alertă. Deci, în cazurile astea au fost excepții. Dar acum, eu în 2022, când nu am ce excepție să invoc, ce fac? Bun. S-au făcut proiecte prin alocări directe și în trecut, nu doar în pandemie, nu doar la Cleja, putem să dăm foarte multe exemple. Nu s-au făcut alocări directe, s-au trecut prin 350, cel puțin din 2017, de când sunt eu aici, s-au trecut prin 350. Avem exemple în alte localități de alocări directe pe proiecte. Da, haideți să vedem rapoartele de audit de la Curtea de Conturi, ca să vedeți cât se recuperează din aceste alocări. Haideți să vedem ce asta. Deci noi vrem să asigurăm o gestiune economico-financiară conform prevederilor legale, nu conform dorințelor unora sau altora. Nu vă deranjează cu nimic acest ansamblu, din contră. Ajutați comunitatea, ajutați copiii să înscriem noi, să le plătim noi taxele de înscriere. Da? Să nu mai dea ei 15 lei din buzunar. Îi ajutați ca să nu mai plătească transportul. Asta este menirea acestui ansamblu, să urmească toată activitatea culturală, să o programăm, să meargă la festivaluri, la concursuri, fără să depindem dacă vrea domnul Dămoc sau nu. Avem un responsabil de ansamblu și acela ne spune toate festivalurile la care sunt și discută cu domnul Dămoc sau cine o să fie. Dom'le, îi duci, îi pregătești pentru acest concurs? Acum noi am plătit, în 2022, în 2021, am plătit o grămadă de ore de, de prestări servicii canto. La câte festivaluri au participat, la câte concursuri au fost, le numărăm pe degete la o mână. Dar înainte, nu ne ajung degete la o mână. Că era COVID. Nu asta, a zis înainte. Da, dar dumnealui și-a desfășurat activitatea, da? Deci, eu mai spun părerea și
Deci, eu mă abțin la proiectul ăsta de hotărâre, că nu este normal să faci doar pentru Canto și să nu faci și pentru... Da, face. Să nu faci și pentru... Nu, ăsta este pentru Canto, pentru, pentru cultură. Iar ăla este pentru sport, facem club sport. Dar vreau să vă gândiți la toți copiii, nu numai la cei care cântă sau dansează. Doamna consilieră, eu chiar vreau frumos, veniți cu un proiect de hotărâre. Eu am avut... Veniți cu propuneri. Și pentru sport facem. Ascultă, facem și pentru sport. Eu am vorbit cu Sensei și știe, uite, Cecilia este. Sensei spune așa, eu vreau să fac performanță. Dacă eu fac aici așa și iau bani de la Consiliul Local, toată lumea vine și nu vin pentru performanță. Vin o dată, de două ori, de trei ori și nu avem continuitate. Eu nu vin la Cleja să fiu plătit de Consiliul Local, eu vin ca să obțin performanță. Și un copil, în momentul când toată lumea știe că primăria suportă finanțarea, atunci vin toți buluc, vine odată, vin de două ori, nu e o chestie serioasă, nu vor... Domnul primar, prin regulament se poate... Dar noi putem face și chestia asta, încă o dată. Putem prevedea, iar el pe partea cealaltă, dacă vrea performanță, să facă și performanță. Deci putem face și pentru sport, nu e o problemă. În cazul acesta, dacă vă gândiți și pentru alte discipline, sau în timpul care ne rămâne, dacă avem timp, facem și pentru cursuri. Nu putem să amânăm pentru data viitoare să vină toate proiectele astea. Dacă amânăm asta, să știți că nu putem contracta servicii, Canto, servicii, deci nu putem contracta. Dacă nu organizăm, cum trebuie ansamblu, să știți. Deci el m-a sunat când. Deci am un coleg de la o comună, nu dau nume. Care e el? Nu dau nume de la comuna respectivă, trebuie să dăm înapoi 24.000 de lei Iași, 40.000 primar, pentru că au decontat servicii fără... Da, domnul Eu personal țin foarte mult la domnul Dămoc, datorită performanțelor. În județ are foarte multe recenzii, eu doresc să fie în continuare la Cleja. L-am întrebat dacă există șanse să fie la Cleja. Nu mai sunt șansele de partea lui și... Faptele vorbesc de la sine, datorită faptului. Nu sunt adevărat. Nu te credeți, am profesor. Deci nu am profesor. Este că un profesor de la Agăș. El nu înțelege legislația. De aceea, eu vă propun să-l chemăm. Păi să-l chemăm și nu-i problemă. Acum are COVID. Eu m-a sunat, am discutat cu dumnealui, i-am spus, doamne, vino și lămurește lumea ca să știm ce să votăm. Ci că sunt copii foarte nemulțumiți care vor pe Dămoc. Păi da, și el nu mai vine, vine, nu vine, zdrăbulea. Are și ore pentru... Informația era că vine al profesor. Aici e problema. Are ore la profesor. Profesor, oamenii îl cunosc, profesor. Eu vă spun ce mi-a zis copiii îl cunosc, deci nici nu există. Dar copiii s-au atașat de la noi. Normal. Da. Nu, aici e problema. Nu înțeles că noi vrem să facem această zdrăbulea ca să fie al Consiliului Local. Și vreau avut să meargă tot înainte cum a fost. Adică e bine să fie. Deci noi vrem de domnul Dămoc, asta era ideea. Tocmai de asta, tocmai de asta am întrebat. Pentru că informație circulă. Era vorba de al profesor și a zis să lămurim. De asta l-am și întrebat. Aș propune să amânăm proiectul, să stăm de vorbă cu dumneavoastră. Dar atunci, ascultă, m-au sunat copii. Am suspectat alte intenții. Eu nu-i problemă, de amân, nu-i pentru mine. Dar copiii mă sună, când începem, uite, după hotărârea de președinte. Mai stai o lună încă o dată. Dar venim și cu carate, nu e o problemă. Înțelegeți că nu avem. A declarat public. Dar la cine vă refereați, domnul primar, că el așteaptă... Așteaptă un răspuns din partea Consiliului Local. Spune, că eu nu pot să-l angajez, eu nu pot să fac contract dacă n-am hotărâre acum de Consiliul Local. Deci, contractul la ce spuneți dumneavoastră, ne-a ținut legătura. Eu vă spun sincer, mi-a zis, doamne, nu e ok să facem treaba asta, există, avem... Dumnealui se teme de altceva, dumnealui vine cu Swece Music Dance, deci se teme de altceva. Cu vatra satului sau... Dar dumnealui nu a înțeles, de fapt, care e rolul acestui ansamblu. Deci performanța se face cu oameni, chiar dacă... Dumnealui probabil nu știe partea juridică, n-am văzut. Păi aici o fost partea juridică. Ideea este că noi avem încredere că tot el o să fie. Avem încredere. De asta am și întrebat. Noi dacă nu mai depindem de nimeni până la urmă. Nu mai de asta am întrebat. Haideți să votăm. Supunem la vot cine este pentru. Și am încheiat. Toți suntem de acord, numai să vă gândiți și la ceilalți copii, vă rugăm. Da, vă rugăm frumos să faceți copiii respectivi, să ne facă niște solicitări. Că doresc, doresc.
și activitate sportivă și se poate face, se poate, deci dumneavoastră consiliul local puteți dezvolta. Cu toate că am votat, la prima ședință să fie și el invitat. Și o să spun ce vrea să facă, sigur. El va trebui să prezinte, odată ce contractăm servicii cu el, va trebui să ne prezinte un plan. Un plan de pregătire a copiilor, un plan de participare la festivaluri. Deci va trebui să prezinte totuși niște planificări pentru anul respectiv. Asta nu trebuie să fie în colaborare cu dumneavoastră. Nu vreau să fie toți cheții finanțători. Dar nu va fi știți cum e. Nu poți să vii numai cu facturile făcute și hai să faci fără să ai și pe urmă. Numai ce s-a vorbit că are performanță. Rezultatul să fie, nu e o problemă. Dar sunt rezultate. Copiii cântă bine. Eu am fost la un festival la Mănăstirea Cașin și am avut surpriza să văd a fost de aici la dumneavoastră din Preia trei interprete de muzică populară. Care au luat și premii acolo la festival. Haideți să trecem mai bun la punctul 14 din ordinea de zi. Da. Punct de hotărâre privind aprobarea salariilor. Proiect de hotărâre privind aprobarea salariilor de bază pentru funcțiile publice și contractuale din familia ocupațională administrație din cadrul aparatului de specialitate a primarului Comunei Cleja, județul Bacău, pentru anul 2022. Discuți pe acest subiect? Da. Am avut auditul și ne-au lăsat ca și măsură. Facem această hotărâre. Salariile sunt la 2000, rămase la cele din 2019, deci de atunci n-am mai făcut nicio rectificare. Singurele salarii care au crescut la asistenții personali, care legea ne obligă salariul minim la 2500. Salariul minim pe economie și acordăm și posibilitatea să prezinte documente de vechime ca să le putem acorda gradații pentru vechimea pe care o au. Până acum nu aveau această posibilitate, acum aprobând cele patru gradații în funcție de vechime, trebuie completa dosarele și se va acorda și vechimea. Nu este normal ca un asistent personal care are contract individual de muncă la fel ca și celălalt să nu îi se acorde un spor pentru vechimea pe care o dețin. Asistent personal a spus? Da, asistent personal pentru persoane cu handicap. Ați discuții, domnul Carol? Să știți că pe media a ieșit și se interpretează că se măresc salariile primarului, viceprimarului, consilierilor, angajaților de primarului. Aș vrea să lămurim treaba asta, că nu se mărește nici salariul primarului, nici salariul viceprimarului, nici salariul consilierilor. Nu știu de ce au trebuit să o bage prin Consiliul Local ca să ne aflăm în treabă. La mine de asta, de unde au plecat? Dar sunt informații publice. E bine să lămurim lucrurile. Nu, de unde deci, plecați, o plecați. Salariul primarului și viceprimarului sunt stabilite prin lege. La fel, actualizarea pentru cei cu 2500 pentru asistenții personali, la fel prin lege. Iar tot legea a venit de data în decembrie în care au spus că salariile rămân la nivelul care au fost până acum. Da. Nu este nicio noutate sumele pe care sunt acolo. Nu sunt noutăți, pentru că în fiecare an, la data de 30 ianuarie și la data de 31 aprilie, se publică pe site-ul instituției salariile care se casează. Deci chiar nu sunt noutăți acestea. Cred că a fost o confuzie între valoarea netă și... Acolo sunt valorile nete, dar valorile nete sunt altele. Toată lumea știe că se oprește aproape un 60% din salariu. Nu? Alea sunt valori brute. Da? Deci eu nu sunt împotrivă să se mărească. Poate să puteți să măriți prețul. Chiar vrea să studiați materialele care sunt. Eu m-am uitat pe ele. Eu vă spun ce înțelege lumea și ce a înțeles lumea. Dar noi trebuie să explicăm. Aceasta este o ocazie ca să vadă oamenii. Nu se măresc salariile. Ele se... Deci, eu aș vrea să vă întreb un singur lucru. Dacă noi toți de aici votăm împotrivă, ce se întâmplă? Pentru că de ele oricum sunt plafonate la vinținile. Salariile rămân aceleași, numai că asistenților personali nu le vom putea acorda gradații pentru vechime. Și nu putem să facem un proiect de hotărâre în care? Nu putem pune numai asistenții personali, pentru că atunci când faci proiect de hotărâre de aprobare a salariilor, trebuie să faci inclusiv toată familia ocupațională administrație. Da, tot trebuie să... Deci poate că este o mică șustă, ca să zicem așa. Nu este nicio șustă. Adică vorbim de cei mai slabi plătiți,
când de fapt se merge pe toată linia procentual. Da, dar nu se mărește nimic. Asta nu, nu se merge, dar legea a stabilit că n-ai voie să mărești salariul. Bun, sunt plafonate. Și totuși, la undeva într-o anexă a guvernului domnului Ciucă, spune că se mărește salariul de la 2050 de lei la 2550 de lei. Da, conform ordonanței, conform Hargeului 1071, salariul minim pe economie crește la 2550. Acestea se aplică cu excepție la familia de asistență socială. Restul rămân plafonate la 31.12.2021, așa cum spune prevederile ordonanței 130. Bun. Eu sunt de acord cu dumneavoastră, sunt de acord și cu domnul Ciucă, să știți. Numai că există riscul ca săptămâna viitoare, după ce noi aprobăm acest proiect minunat pentru asistenții personale, există riscul ca săptămâna viitoare domnul Ciucă, prim-ministru domnul Ciucă, să dea o ordonanță de urgență și să spune că se aplică măsura asta, nu mai se ține cont de salariul din 2019, trebuie actualizate conform minunului. Nu poate să dea această măsură, deoarece a fost bugetat la nivelul ăsta. Bugetul țării nu se schimbă că vrea să schimbe dumnealui. Începând cu 2023, da, dar cu 2022 nu se poate. Ei, și atunci se pot face artificiul ăsta de calcul, adică noi aprobăm un lucru, după care vin ei cu o anexă la această hotărâre de guvern și amăresc salariile de la 2050 la 2550, ori coeficientul cât e și ies undeva la 506 de lei în plus. Pentru treaba asta. Vin cu anexa. Eu am obligația să vin la dumneavoastră să vă spun. Așa și este. Mai am obligația să mă încadrez în bugetul pe care l-am aprobat. Dacă dumnealui vine cu vreo mărire, eu nu am bani în bugetul aprobat, da? Spune, cu încadrarea, uitați-vă peste tot, spune, cu încadrarea în limitele bugetare aprobate, odată ce am aprobat, da. Asta e limita. Dar dumneavoastră nu puteți să-mi garantați mie că ei nu dau o urgență. Dar dacă n-ai buget... Dar dacă n-am buget, de unde să aplic? Ei, n-au buget. Dar noi nu avem buget. Noi nu avem. Eu pentru treaba. Da, noi nu avem buget. Noi nu avem buget. Ei, n-am voie să aveți, că știu. Nu, n-avem voie să creștem cheltuielile de personal. Deci chiar și asta vreau să vă precizez. Noi în timpul anului cheltuielile de personal nu se pot. Eu vă spun personal, nu am să mă abțin la votul ăsta pentru că e atât de stufoasă situația asta cu domnul Ciucă, cu domnul guvernul, cu OMG-ul. Eu știu ce spuneți de asta. Am să mă abțin ca să nu fie nici da, nici nu, să nu fie probleme. Mulțumesc. Eu vreau să vă rog să mai clarificați puțin valoarea aceea cu voucherele și indemnizația de hrană. De când există? Pentru că înțeleg că unii nu știau de acele sume. Nu sunt introduse acum, din câte știu eu sunt de câțiva ani, dar aș vrea să spuneți dumneavoastră acest lucru. Dacă știți de câți ani există... Păi dacă ne uităm în Consiliul Local din 31.12.2019, a fost o hotărâre de Consiliul Local pe 23.12.2019. Erau vouchere de vacanță, erau și atunci. Indemnizația de hrană era și atunci. Ați zis tot de pe acest subiect? Da, cum să nu? Cum să nu? Dacă ați observat, avem persoane care au 10% CFP, acest CFP este limitat la 31.12.2018, nici nu putem să... Deci am respectat legislația. Dacă nu s-a respectat, să știți că se impută. Una că mi-e trage dumneavoastră de urechi, dar al doilea să știți că vin organul de control și nu scăpăm așa. Mai sunt alte categorii de sporuri sau bonusuri sau alte sume care se adaugă la salariile performanță? Nu există, doar în cazul în care, și la noi nu a fost cazul, în cazul în care avem proiecte europene în implementare, se poate acorda primarului și viceprimarului o cotă procentuală și în același timp și celor care lucrează pe proiecte. La noi, domnul primar nu a dorit să se acorde, am avut și noi un proiect european, nu a dorit să se acorde cotă procentuală și nu s-a... Oricum a trecut proiectul. Acum nu avem, dar anul trecut am avut. Dar vom avea. Alte discuții? Nu mai sunt? Să punem la ora atunci. Cine este pentru? Abținere împotrivă? Abținere. Avem la suplimentară
Proiect de hotărâre privind aprobarea depunerii proiectului creșterea eficienței energetice și gestionarea inteligentă a energiei în școala gimnazială numărul 2 Cleja, din comuna Cleja, județul Bacău, în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență a României, componenta 5, valul renovării, axa 2, operațiunea B1, renovare integrată, consolidare seismică și renovare energetică moderată a clădirilor publice. Cred cum știți, avem școala numărul 1 aici, avem proiect făcut, e depus pentru PAFM, Agenția pentru Mediu. Acum, dacă am găsit o linie de finanțare și pentru școala numărul 2 de la Cleja, am introdus acest proiect pentru că poate obține finanțare. Trebuie renovat. Acest program PNRR făcut de colegul meu Cristian Ghine ar fi și culmea să nu-l votăm. Adică... Am lucrat de un singur, din câte am auzit. Da, singur. 24. Acum să vedem. E banii. Atunci am mulțumește lui domnul Ghinea. Îi mulțumesc de pe acum. Hai să punem la vot. Cine este pentru? Pentru domnul Ghinea. Dacă altul nu a fost capabil, ce? Alții au renunțat la un fost strâns. Poate vede filmarea. Îți dă și avem de la agricultură. Diverse. Da, trecem la diverse. Dă îngreșământ și la agricultură. Proiectul de hotărâre, de ce? Diverse. Un singur cuvânt ai. Trecem la diverse. Diverse. Fac un cuvânt. Da, vă rog. Mulțumesc. Văd că rămâne în coadă de pește de fiecare dată discuția asta cu privind mutarea sistemului GPS pe vehiculele primăriei. Și nu înțeleg de ce. Am putea primi un răspuns din partea domnului primar? Nu poate explica? Pentru că în funcție de răspunsul dânsului, voi veni și cu ceea ce v-am promis data trecută, dovada clară că există probleme cu combustibilul la autoturismele, la autovehiculele primăriei. Eu cred că nu sunt probleme care îți spui tu. Noi, aici așa, nu circulăm foarte mult cu mașinile și nu știu dacă cheltuiara ar fi recomandată. Merge odată pe... Suntem prin sat, prin comună, ca să mai urmărești și GPS-urile. Ai viceprimar, știe la orice oră unde pleacă fiecare, unde, nu văd de ce, da? Și oricum, utilajul nou are sistem. Are. Utilajul da, dar nu este integrat într-un sistem. Ba da, dar are tahograf și ăsta, utilajul, ăsta, mașina mare, are tahograf. Iese la gram combustibilul care ai băgat, cum spune calculatorul de bord, asta este consumul. Important este să întorești, să vezi. Vii acolo, ai verificat, cine să mai urmează. Trebuie să angajăm pe cineva. Dacă vreți să vin fiind argumentat cu toată partea tehnică, da, este chiar da, domeniul meu. Da, dacă e domeniul tău, vino și hai să stabilim într-adevăr ce vrei, pentru că ce vreau, mașina... Nu, păi da, tu, eu nu vreau. Pentru că mașinile care sunt noi acum, au calculator, îți spune și cât consumă, cât staționează, unde se duce, are tahograf, are... Și nu văd, adică eu consum, cineva trebuie să urmărească, adică nu birocratizăm aici sistemul acum, n-are de ce. Dar sistemul este automat, exact ca sistemul de supraveghere video. Intervie în momentul în care sunt probleme, iar sistemul merge la cap la coadă, are un istoric. Deci nu văd problema. Aveți o reticență fantastică în primul proiectul respectiv. Avem biceri. Chiar nici nu aș face. Și aici e vorba de toate vehiculele. Nu mă refer numai la basculantă sau la buldo, cum zice dumneavoastră. Deocamdată, sistem de piesă. N-am zis că are staful. Doar la secretar, eu ca să rup pisica în două, v-a spune că conform articolului 226 din codul administrativ, v-aș cere pentru început un raport al consumului pentru fiecare autovehicul în parte, după numărul de matriculare, conform fișelor de... Ar fi de preferat pe ultimii 5 ani.
Nu, pe ultimul an deocamdată. Aoleu, păi trebuie să mai angajăm oameni, că avem atâtea solicitări de astea pe ultimii 5 ani. Haideți să facem un raport după fiecare număr. Știu că e complicat, doamnă, dar... Este complicat, dar o să vină momentul când o să vă zic și din ce cauză. Păi este foarte simplu pentru noi. Eu aș avea, adică cel puțin, dumneavoastră puneți problema asta, eu aș vedea lucrurile altfel. Sunteți consilier, puteți uza de drepturile pe care vi le dă codul administrativ, veniți cu un proiect de hotărâre prin care să... Da, care va fi respins. Să supuneți aprobării Consiliului Local achiziționarea acestui sistem GPS pentru mașină. Și cât costă? Avem și este elegant, frumos. Costurile vor fi foarte mici, vă spun din start, raportat la bugetul unei primării. Nu, făcând comparație, de exemplu, cu... Poate să facem scris. Veniți cu un proiect de hotărâre. Deci nu e nevoie, conform codul administrativ, nu avem nevoie să facem scris. Este o interpelare în timpul ședinței de Consiliul Local. Și un alt lucru pe care eu l-aș cere acum, că tot a venit vorba și m-am uitat așa și am votat abținere la concedii domnilor viceprimar și domnului primar, aș dori să fie să le prezinte și câte un raport așa și să-l pună public pe site-ul primării, un raport de activitate pentru domnului 21. Da, dar lipsește cu desăvârșire anul trecut. Așa, și ne-ar... Raport de activitate da. Am avea o mare plăcere... Și al viceprimarul lipsește cu desăvârșire. Am avea o mare plăcere ca și rapoartele domnului consilier de la PNL și de la PSD să le aveți și dumneavoastră pe platforma oficială, pentru că sunt doar 10 rapoarte de activitate din 15. Da, domnul, dacă îmi dați voie o secundă. De ce spunem treaba asta? Și e justificată treaba. În momentul în care noi, ca opoziție, avem o mică greșeală, suntem bombardați cu penalități, cu amenzi, cu toate rostul. În momentul când se întâmplă de tabăra cealaltă, închidem ochii. Un an de zile, într-un an de zile să nu faci un raport de activitate, îți ia 10 minute. Cu tot respect. Acum depinde fiecare cum pune problema aia mică. Pentru unii bani, pentru alții. Da, ideea e cum se aplică, politic, vorbim strict politic. Uite, spre exemplu, dacă adică și mare, da. Aș vrea să o întreb. Cine greșește, plătește, merge pe principiul ăsta, nu? Vreau să o întreb pe doamna secretar, care presupun că dumneavoastră sunteți în relația cu Ani, dumneavoastră sunteți, nu? Puteți să-mi spuneți, vă rog frumos, înseamnă că dumneavoastră ați făcut adresele numărul 108.047 pe 27.11.2020, 1723 pe 23.02.2021 și adresa 3284 pe 23.03.2021. Transmisie de primăria Cleja și eu am luat la cunoștință treaba asta. Dumneavoastră ați făcut adresele astea? Dacă îmi spuneți despre ce este vorba? 1.008.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 
hârtie în care mi se cere mie personal la mine. Păi, bine că a stat de vorbă cu doamna de la Ani, dar era o chestie așa. Este care... de la doamna de la Ani, s-a sezizat de nu, primul număr pe care l-ați spus. Ascultați-mă puțin. Adresele numărul 10847 17023 transmise de primăria Comunei Cleja. Deci, haideți să nu fim pe drunii momă pentru alții. Un loc nu, că nu așa. Așa. Nu. Ați greșit de data asta, chiar. Mi-aș dori să greșesc. Nu e posibil să fi cerut informații de la taxe și impozite? Nu. Nu se așteptă într-o eroare. Eu am auzit și eu am auzit că am primit de la Ani. Dar n-am știut, dar... La cererea primăriei Cleja. Nu există ceva. Așa scrie. Vă susțineți afirmația? Da, domnule, dar nu există, eu n-am cerut așa ceva. Ideea este că am fost și sunat de doamne și au început să râdă. Și că, domnule, dar ce au aia cu dumneavoastră de acolo? Că ce am niște hârtii aiurea? Eu n-am solicitat nimic. Da. Da. Este vorba de registrare la declarația de avere și... Da. Nu, eu n-am solicitat nimic. Da. Ca responsabil de declarație și avere și interese, nu am solicitat nimic. Mai spuneți odată numerele să le notăm și verificăm. Vă transmitem pe e-mail, vă transmitem ce reprezintă numerele. Domnul primar, ați amintit de fotbal. Da. Dar dacă vine cineva și vrea să ocupe de fotbal, de acolo de la 27 am cel stat 20. Să vină, domnule, ca să pregătească. 1723. Asta rămâne să data viitoare. Când avem terenul de asta, nu mai solicită nimeni terenul mare. 3 amenajat de aia. Noi să nu mai mușuroaie acolo. Păi da, dar nici nu joacă nimeni. Băieții chiar au sesizat problema asta la Vale. N-a solicitat. De când sunt terenurile mici, nimeni nu mai solicită. Joacă aici, una după alta.
Dar nu e, dacă ar fi dat ce teren acolo. Am venit și o doua problemă. Da, vă rog, domnule. Aș vrea să întreb pe doamna Șuștac. Noi am votat în bugetul Comunei Clejda pregătirea profesională. Aș vrea să știu câte persoane ați trimis în ceea ce privește pregătirea profesională. Pentru că eu știu că și consilierii au drept să fie trimiși să facă aceste cursuri, că sunt niște bani alocați acolo. Da. Pentru planul de pregătire profesională au fost prevăzute cursuri pentru toți funcționarii publici și personal contractual. Până acum, cursurile a făcut doamna de la mediu, doamna de la compartimentul mediu, Valentina, face un curs pentru manager transport persoane, ca să putem da autorizație la taxiuri. Salariații au mai participat la cursuri online, pe calculator, dar fără plată. Nu a fost nevoie să plătim. Anul acesta vor merge la cursurile care sunt necesare, dar în măsura în care se organizează. Anul trecut s-a organizat, anul acesta se organizează, vor merge la cursuri. Sunt pe platforme, sunt firme care organizează cursuri de achiziții publice, cursuri de contabilitate, cursuri de impozitație locale, dar ei organizează online. Deci, efectiv, stăm în birou să deschide link-ul și participăm la curs fără plată. Până acum ne-au acceptat plată. Iar conform legii ești obligat să faci aceste cursuri. Asta e. Și domnii consilieri pot merge la cursuri conform legii. Dar asta este solicitare. Păi tocmai asta vă spuneam, că eu știu că și consilierii pot să fie trimis să facă pregătire profesională, sunt... Dacă doriți, vă anunțăm când apar cursul online, frumos. Bă, dar mie mi-au promis anul trecut, cu 2 ani. Doamna Amică de Bărbă. Să știți că noi, personalul și funcționarii publici, îi putem trimite noi, dar consilierii trebuie să vină ei cu propunere la ce curs vor să meargă. Bine, dar la dumneavoastră vin oferte, la primărie vin oferte. Putem la dispoziție toate oferte. Există vă mulțumesc. De o persoană, de două. Da, poate să vezi patru, nu contează. Da. Dar conform legii, cred că ne contează și transportul. Următoarea rectificare. Conform legii, următoarea rectificare ar trebui să fie în luna iulie. Dar dacă apar urgențe, se poate face și în perioada până în iulie. Am o rugăminte mare să țineți cont pentru ședința următoare. Vă rog frumos neapărat să faceți ceea ce v-am rugat să mașină de pompieri. Neapărat. Vă rugăm frumos. Domnul Boidoc? Dai nu o secundă ca să răspundă cu mașina de pompieri. Trebuie răspuns. Vă rugăm frumos. Au venit de la ISU și pentru mașina de pompieri, domnule, stați liniștiți în banca voastră. Pentru că odată, mașina trebuie cumpărată, bine că mașina, dar trebuie să asiguri cele trei schimburi, plus trei duminici, personal, duminici, sâmbete și trebuie o grămadă de dotări, trebuie să, e foarte greu. Personal calificat. Personal calificat. Salarii de bani mulți băgați. Deci, aveți concluzia? O zis așa, dacă ne asociem două, trei primării, dacă vrem să facem, dar nu o primărie singură. Dar și nu credeți că există disponibilitate și din partea Comunei Faraon și din partea unei comune alăturate? Să discutați! Nu, sunt aproape de oraș. Nu știu, nu știu. Se încadrează în acei timp. Ca să asiguri trei schimburi și să faci compartimentul și trebuie să dai spațiu. Dacă îmi dați dispoziție, trebuie să ai... Ca replică pentru domnul primar, știți că de când am adus în discuție problema, nu acum, am mai fost în 2016, v-am adus, dacă mai țineți minte, când am avut discuții la dumneavoastră, la firmă, era vorba de mașini de pompieri de pe atunci și încă mai am filmarea. Întrebarea, din 2016 până acum, dumneavoastră știți câte case au ars în Cleja? Nu știu. Vă zic eu, 18. Nu cred așa ceva. Nu? 18. Vă zic.
credeți că dacă nu asigurăm acele schimburi, cum ziceți dumneavoastră? Asta mie mi se par motive... O să vin cu precizări, o să revin. Frumos, trei case numai în zonă, la mine, care au ars. Ca să o luăm așa. Satul nu e numai la mine în cartier. E, de ce vă zic treaba asta? O mașină de pompieri se poate cumpăra foarte frumos. Exact cum au venit angajații primăriei la ultimul incendiu, la ora 5 dimineața, au venit ca să o spun așa mai pe șleau. Faza e următoarea. N-au funcționat sistemele de hidranți. Îmi dați voie puțin să termin ideea. Deci n-au funcționat hidranți, erau îngropați în pământ. Pompierii s-au dus, una din mașini s-a dus aici și mi-a așa tras apă de acolo. Dar de ce ești un mincinos? De ce să... Eu te întreb așa ca fapt. Dar omul a spus-o, nu mai întoarce așa. O boală de decibel mai jos. Deci eu personal am fost... Te rog frumos, vorbește și pe domnul. Deci eu personal am fost cu special. Am dus pe strada stadionului, unde este hidrantul. Omul a spus-o exact cu un pier. Chiar el a fost acolo. Chiar te rog. Chiar era lângă mine. Am fost niște acuzați care nu au niciun lucru. Am fost și acuzații că a funcționat hidrantul de lângă mașină. Nu, poate ție. Hidrantul de lângă casă a funcționat? N-a funcționat și am spus și atunci. Hidrantul de lângă casă. Ca idee. Deci vreau să ne vin și eu ca idee. Înainte să facem acuzații. Da? Da, păi eu fac acuzații pe drept. O să faci până când vrei tu, că n-au niciun sens. Hidrantul care a fost lângă acea casă care a luat foc când am venit noi la 5 dimineața, mă rog, ai fost și tu acolo, de altfel, de așa. Mă rog, stai cu mărinul, nu făceai nimic. Normal, ce vrei să faci? Vrei că n-aveai ce, n-aveai mașină de pompieri. Erau trei autospeciale de pompieri acolo. Care au venit din altă parte, nu aveau apă suficientă. Au venit de la Sascut, de la un alt incendiu. Exact. Să ne înțelegem, ok, exact. Și-a venit cu autospeciala. Și-au venit și angajați ai primăriei și stăteau, scurmau acolo să găsească hidrantul. Până între timp casa. Deci, mă lăs să-ți explic cu hidrantul. Eu îți explic foarte clar, a fost acolo. Este hidrantul care era la Herman, domnul așa. Herman a depozitat niște balastru deasupra. Acel balastru a înghețat. Hidrantul era înghețat, era niște cupri funcțional. Nu era, era pământ, nu era balastru. Pământ, balastru înghețat, era frig. Da, dar nu se verifică instalația periodic. Instalația se verifică periodic. Acum e sarcina asta, de la Cradet. Haideți să revenim un pic la ISU. Deja am scos a doua oară postul la concurs. Prima dată nu s-a prezentat nimeni. În 2019 s-a schimbat legislația și a stabilit clar condițiile în care trebuie să le îndeplinească cel care vine la angajare. Trebuie să aibă curs ISU, trebuie să facă probă practică, trebuie să aibă studii superioare și așa că nu... Cel care a fost cu incendiile, băiatul care a fost pompierul... Cel care va veni... Ascultă-mă un pic. Cel care va veni va trebui să facă o revizie toată instalația, iar acești hidranți care sunt în pământ, trebuie scoși așa afară și să scoate hidranți de suprafață. Și apoi e sarcina asta, nu a consilierilor. Va urma, nu este a consilierilor, este o situație care trebuie rezolvată. De ce vă zic că am avut pompier care a plecat, știți foarte bine, a fost pompier, ziceați că nu a fost personal pregătit. Eu l-am prins de două ori la stingere de incendii în Siliște, când s-a luat foc vegetația și l-a trimis cu o lopată și cu un tărnăcop, atâta. Dar n-ai, ascultă-mă un pic, dar nici n-ai cu ce. Și păi tocmai de aia trebuie să luăm mașină. Dacă te duci în toată țara, toți pompierii care se duc, merg cu lopețile și dau unde să te duci, pe câmpuri, cu ce să te duci? Eu v-am dat un exemplu. Păi la casa asta care azi, pur și simplu s-au dus ca să vadă cum arde. A fost o situație neplăcută, într-adevăr. Dar așa a fost situația. Au fost două, trei incendii în timpul respectiv și asta s-a întâmplat, dar nu se întâmplă tot. Era vorba de un vehicul. Au mai fost alte incendii, au venit pompieri, au stins incendii. Ce vezi? Durata mie de până vin pompierii undeva la 30 de minute. În 30 de minute o casă are și mare parte. Și dacă ești local aici, până au venit pompierii, au venit oameni. Dacă faci permanent să poți, poate rezolva. Trebuie o mașină cu spumă. Atât am vorbit de spumă. Am vorbit și cu ăștia. Dom'le, dă-mi o butelie de aia cu spumă și au zis că nu merită spuma aia, nu poți să faci treabă cu spumă. Da, domnul, că hai zice și... Să știți că eu văd că eram copil ce am văzut eu în Comuna Cleja. Erau niște dulapuri cu niște topori, extintori, putem să punem și noi din
Eu, spre exemplu, am lucrat pe vapor. Eu din 10 în 10 metri aveam telefon. Ei, așa și aici vreau să spun. Nu putem să facem... Nu, nu des, am vorbit la figura, metaforic. Putem să punem hidranți dintr-o distanță în alta? Sigur că da, dar nu. Conform legii, acum faci din 100 în 100 de metri. Din 100 în 100, din 200. Am făcut stadionul, nu e așa, să nu poate sau 150, nici nu. Haideți să facem din 200 în 200. Asta vreau să încerc, că mai degrabă soluția asta viabilă decât să faci tu mașină și cu să asiguri 6 oameni, mai dai și concedii, mai dai și costume și echipamentele alea să cumpere. Un echipament de pompier poți să... Am văzut că doamne consilieri au început să tremure că s-au înfierbântat și am zis, haide să găsim soluția, nu să... Dacă nu e focul ăla mare, nici n-ai ce să faci. Te duci, stai departe. Luăm niște hidranți, facem din 200 în 200 de metri, dacă nu, dar hidranții poate să ajute mașinile de pompieri, ca să le ieși și la și noi avem, de exemplu, funcțiune sau o chestie. O mare parte din hidranți nu sunt funcționale, hai să fim cinstiți. Trebuie pus hidranții la pom. Trebuie. Dar nu s-a făcut mentenanță, se face din... Periodic. Nu mă sunt. Că domnule, cineva a văzut palastru acolo. M-am lăsat, dar sunt o grămadă de colegi care ați domnul vreo am și o întrebare. Dacă tot avem două utilaje funcționabile pe moment și cred că nu se lucrează chiar așa de intens, nu s-ar putea monta perea ce odată ca să curățăm și asfaltul din comuna noastră? Păi, primăvara, acum așa să facem. Acum începem acum, cât de curând vrem să ne apucăm de pe marginea drumului, să luăm marurile alea de pământ, să îndreptăm și să băgăm criblură sau piatră spartă, ca să așezăm cu drumul. După aceea facem și punem și pe domnul Urban. Până să rezolvăm problema cu hidranții, cred că ar trebui să rezolvăm problema cu apa, că nu e apă. Comună. Deci, începând de la drumul cu Somușca până la școală, nu este conductă de apă. Și acum s-a lucrat, drumul la un proiect, știți, s-a lucrat, dar proiectul e de anul trecut votat, din iunie. S-a lucrat și acum pe strada Mării, s-a băgat conducta cu gaz. Putea să bage și conducta de apă, dar cu, voie, cu un singur deranj. Nu mă refer că în aceeași groapă. Fără proiect nu poți să faci. Păi, dar proiectul ăsta este de anul trecut votat. De ce? Încă o dată. Deci anul trecut am votat proiectul. Care proiect votat? Care... Este cel cu cravul, cel care... Păi, cravul e altceva. Comune care anul trecut, în iunie, mai am votat un proiect în care mi-a zis tot la fel, că am zis că de la intersecția cu Somușca până la școală nu este conductă de apă. Și s-a votat și v-am întrebat personal. Deci, urmează poi. E prinsă și cu porțiunea. Păi, urmează poi. Primul faptul că acum s-au dus prețurile, au luat-o razna, nu vine nimeni la licitație. Atunci degeaba vorbim de hidranți. Da, noi vorbim de o hidranție la instalația existentă, de apă unde exista. Ideea este că oricum trebuie făcut ceva, nu ai cum. Da. Deci dacă nu este apă, ori hidranți, ori mașină, oriceva trebuie făcut. Pe toate străzile nu se poate să organizeze nimic. O să găsim oricum. Aia nu merge, aia nu se poate, aia nu se poate. L-am luat până în braț, la orice. Dar o întrebare doar. Dacă găsim o mașină, să o doneze cineva, să zicem, o mașină de asta de pompieri, s-ar putea folosi fără să o scrie? Se poate folosi, nu trebuie neapărat să asiguri personal. O avem în caz de siguranță, asta, în caz de ceva, oricine poate să fie. Serviciul trebuie autorizat. Trebuie înscris. Adică dacă am singător la mine acasă, am singător mare, trebuie să fie autorizat să fie folosit. Când e vorba de public... Diferență între singător și mașină de șantier. N-ai cum să o există mașină de pompieri autorizată. Nu te gândești neapărat la aia mare, primă doamnă, care e în viață și nu știu ce. Este cu scumă, cu rezervoare mare de scumă. Și aia nu trebuie mentonată. Compartimentul constituit la nivelul serviciu constituit la nivelul localității comunei Cleja, care are un șef SVSU și restul voluntar. Dacă nu-i băteam joc de oameni, aveam om, asta e strâng. Dar nu bați joc de niciun om, omul a găsit un post foarte bun, domnule. Unde ți-ai bătut joc de ei? Unde? De cine? Doi oameni au plecat. Studiile... Au unde-i pompieri. Ce anume?
Da, vin și eu cu o suplimentare aici, să pregătiți pe cineva disponibil pentru următoarea perioadă de care să-mi ia locul aici. Nu, da, simt, nu vreau să dea persoane care vor să-mi ia locul și nu vreau să le iau această oportunitate. Nu, noi de bărți, aproape încet, încet. Propun pe, pe domnul Gheaș. Da. Nu rădeți cu oricum nimeni nu scapă, așa că stați fără greșe. Da, da, punem la voce. Cum o să nu scapă? Ce? Să punem? Da, 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 pe care trebuie Eu consider că există discriminare aici în consiliu. Și vă zic de ce. De ce nu putem să avem și o femeie din partea opoziției, de exemplu? Că din partea bărbați am fost și de, din partea aia și din partea asta. De ce nu merge la opoziție din partea aia? De ce S-a votat deja, o singură dată. Hai să, să fim distrați, să echilibrăm un pic. S-a votat peste 3 luni de zile. Peste 3 luni de zile va fi o femeie. Deci care este rezultatul votului, domnule? Încercăm și cu o femeie. Rezultatul. Hai să punem rezultat. Vă rog să mai votați odată, că nu am numărat. Toată lumea a votat cu domnul Gheorghe. Da. Domnul Gheorghe nu a votat. 14. Și o abținere? Cine? Nu, pe el n-a votat. El nu s-a mai votat. El nu s-a mai votat, că ăsta n-are rost. 14 la 1. Dacă tot e n-are rost. Abținere sau împotrivă? Pentru. N-are cum. De bună voie și de civil de bună. Pregătiți de trebuia să fie o femeie. Declarați de la ședința închisă. Cercat.